A invitat pe noi Copos, de exemplu, la mare când a deschis un hotel, da? Da? Ca să... Și ați plătit voi? Nu. Nu. S-a plătit de firma care ne-a invitat. Așa. Și l-am luat și l-am aruncat în apă într-o dimineață. Cum așa? E, uite așa, l-am luat 7-8 și l-am aruncat în apă. În piscină? Și... Nu, în apă în mare. În mare? Da. Făceam o alergare ușoară dimineața. Și a venit și el cu voi? Sau ne-a invitat cu familiile. Da. Știi, bă, 3 zile veniți și o readaptare la efort. Așa. Și ieșeam dimineața pe plajă, pe acolo alergam 20 de minute, ne mai jucam cu mingea puțin. Și pe urmă rămâneam la șezlonguri. Și venea și el să se plimbe, să se mai uite. Așa. În short, în tricou, în papuci, omul că era la mare, nu? Dar nu venea cu cravata la gât. Și l-am luat, am ieșit din apă, că ne bălăceam acolo, stăteam în apa aia sărată, la mare și aia. Și l-am luat și l-am aruncat, au luat telefonul, lasă-mă că tu-ți permis să-ți iei altul. Era atunci Hop. Cu Conex, cu... Da, păi ne dădea așa, și nouă, aveam cartele. Da. Și l-am luat și l-am aruncat în apă. Bă, o glumă de bun simț, frumoasă, în grupul nostru acolo. Adică nu te duceai când venea la prorapid să-i tragi pantalonii jos, să-l filmeze toată țara, știi? Uite, ultima chestie vreau să te întreb, pentru că ți-am văzut povestea cu Copos și mă întrebam, bă, chiar n-a fost nimic. Adică dialogul mi se pare totuși foarte rece, cum l-ai povestit tu cu Copos. Păi așa a fost. Adică n-a fost nimic în amintirea vremurilor în care te duceai, te așezai cu curul. N-a fost nicio... Și... Uite, ca să înțelegi. Deci s-a întâmplat unde? La o cafenea, înțeleg? La o cafenea, dar în Dorobanți. Așa. La piața Dorobanți, și exact. Și era la cafenea? Da, am intrat cu... acolo, m-am întâlnit înțeleg cu cineva. Înțeleg că e schimbat, nu? E da, era schimbat. Da, cu o asta că era răcoare afară, cu o pălărie sau nu știu ce. Îmbrăcat la fel de frumos și elegant ca întotdeauna. Nu l-am recunoscut datorită faptului că stătea cu pălăria aia în cap. M-am așezat la masă, am vorbit cu prietenul meu și era ultima masă în capătul... Îl vedeai tot timpul. Îl vedeam în diagonal, așa cum mă uit așa spre cameră, spre exemplu. Și m-am uitat odată, m-am uitat de două ori, m-am uitat și la un moment dat îl întreb pe prietenul ăsta care era un client fidel al cafenelei respective. Bă, zic, ăla de acolo nu e Copos? Ce, ba da. Și atunci, bă... Da, am fost jucătorul lui, ne știm. Hai mâncam, până la urmă, indiferent ce a fost, cum ce n-a fost, m-a plătit 3 ani jumate, nu? Da. E distant omul. Adică e... te face, da? Chiar dacă te invită el, ceea ce n-a fost cazul la întâlnirea respectivă, să păstrezi o anumită distanță. Ai are o anumită picioare, da. Prestanță. Așa era și înainte sau la fi mai rece acum? Da, păi... Uite, să-ți dau un exemplu. N-a crezi să vii niciun moment când te-a văzut Robert? Crezi că-și permite vreo unul, dacă se duce Copos la prorapid, să-i bage alunecări pe teren? Nu știu. Nu, îți spun eu că nu. Nu. Dar l-ați aruncat în apă totuși. Da, dar când era în short, okay, era în tricou, era în concediu la mare. Copos am fost acolo 3 ani jumate și am luat bani și cu memoriu. Ultimii bani am făcut memoriu la ligă și așa am luat. Da. Îmi micșora contractul... Când se certa cu Dinu Vamă, tot timpul se certa cu Dinu Vamă, zicea că eu sunt copilul Dinu Vamă, îmi mai scădea contractul. Era copilul Dinu, adică la modul că erai favoritul lui. El m-a adus, el m-a sunat, mă înțelesesem cu FCM Brașov, cu domnul Covaș, domnul Nicolae, domnul Romică Pașcu la Brașov, m-am urcat în mașină de la Brașov, eram pe drum, m-a sunat Dinu Gheorghe. Ba, ai vrea să vii la Rapid? Da. Unde sunteți? Că ajung repede. Eram între Brașov și Predeal. Așa. Bă, spuneți-mi unde, că zbor, cum să... Și din momentul ăla nu le-am mai răspuns la cei de la Brașov, la telefon, că mi-era rușine. Da, mi-era rușine, ce să le zic? Bă, m-am sucit. Okay. Bă, zic, lasă, scrie ziar o dată de două ori, că nu mă mai sună ei, știi? Și asta zic, diferența între Copos și Gigi Becali. Că Becali te ia în brațe, vino bă încoa ce faci, chiar dacă nu te-a văzut de 15 ani, că te cunoaște. Vino bă ce faci, vino încoa. Copos, te salut, ce așa faci? Așa te-a luat cu te salut, ce da, faci? Da, a dat mâna, te salut, ce faci? Și cum, ți-a aruncat-o direct? Sau i-ai băgat tu ceva? Nu, ce să-i bași, mi-i poți să-i bași ceva. Am crezut că i-ai băgat un fitil ceva. Ce fitil să-i bași, că ți-e rușine și de fitil să zici. Ce, că nu știi și cum ce a zis? Ai fost cea mai mare țeapă? Mamă, nu poți să uit, ai fost cea mai mare țeapă din istoria Rapidului. Wow. Și atunci îți vine... Între ghilimele, să-i dai una, să-i dai una. Nu? Venea... Mi s-a înroșit puțin urechi, că mi-a zis ăla că m-a întors la asta, ești nervos, nu zic rău, de ce? Ți s-au înroșit urechile, zic, păi crezi și eu. Da, păi cum să nu te apuce nervii? Și nu l-ai întrebat, am vrut de ce... Am vrut să zic, bă, dacă sunt cea mai mare țeapă, cu toate că nu mai ai treabă cu Rapidul, și nu bă, că așa, că vorbim între prieteni. Copos, domnul, dă bă golurile înapoi, dăm campionatul, dăm golurile, dăm pasele de gol și... Eu nu-ți mai dau banii, că nu-i mai am. Okay. Dar dă-mi-ne alea înapoi dacă am fost țeapă, ești nebun. Copos nu mi-a zis nici, stai mă la masa de alături, știi? Sau ce faci, bă, Copos putea să-mi zică, nu? Da. Ce faci, bă, Roberte, cum îți merge? După atâta timp. Nu? Da. Ce faci, bă? Și-a adus aminte
că ești Roberniță. Că a dat 250.000 de dolari sau de euro, i-a dat toți odată și că am plecat liber, da? Și mai mult decât atât am avut tupeul, după ce am plecat liber la câteva luni, că am tot așteptat, să fac memoriu că aveam o clauză la 10 goluri. Și i-a trimis pe cei din conducere să spună că un gol e dat în supercupă. Nu cred așa ceva. Jur, păi aveam 10 goluri în toate competițiile oficiale. Și supercupa nu era oficială. Și spunea că nu. Păi de ce? 10 goluri da? Într-un an competițional. Și supercupa era și supercupa era, e după ce se termină. Exact, dar ei, după ce pauză. E supercupa? Este încunurarea trofeului sezonului precedent. Exact, nu? Da, da. Și atunci nu e... Și ce, nu dar juridic începea în sezonul celălalt. Clar. Păi termin în vară și joci în septembrie. Te-a bucat la nu fără cu asta. Nu, că am câștigat. Da. Am câștigat la ligă. Am câștigat, păi a zis liga. Bă, cum să nu fie competiție oficială și sezonul, sezonul respectiv? Păi nu, domne, că sezonul s-a terminat în iulie. Da, da. Și asta s-a jucat în septembrie, că era primul meci al sezonului, ce era supercupa, nu? Minte, da. Da. Și am dat golul de aur. Bă, am câștigat trofeul cu golul ăla. Și ei nu voiau să-ți dea bani. Nu, că am doar 9. Bă, am 10. Nu, domne, că ăla e altă competiție, în alt an. Și mi-a dat bani.